Astăzi s-a desfășurat prima probă scrisă din cadrul simulării evaluării naționale la limba și literatura română. La nivelul județului Iași au fost prezenți peste 8100 de elevi. Aceștia au avut de rezolvat două fragmente din text, unul din Dansul ursului de Ioan de Sârbu, iar al doilea din 30 de ani în șa a lui Felix Țopescu. Următoarea probă va avea loc marți la matematică, iar rezultatele obținute vor fi comunicate pe 29 martie.